câteva reguli pe care dacă nu le știu, le pot învăța. Sunt cu piciorul drept înainte, da? Dacă voi intra în partea asta, voi face un tai sabachi totdeauna pe doi pași, da? Afinam cum să ajung în spatele lui, da? Și o minuție. Un, doi, da? Dacă sunt cu piciorul drept înainte și fac mișcarea în partea dreaptă, fac totdeauna un tai sabachi pe un pas, da? Deci, problemele au fost discuții că fac un tai sabachi pe un pas sau un tai sabachi pe doi pași. Până îl fac funcție de poziția în care mă aflu și de tehnica pe care o fac. Acum, există pericolul ca să ne facem din tai sabachi un țel în viață. Ceea ce nu este bine. Aikido nu înseamnă doar tai sabachi. Pentru că omul nu este făcut doar să se rotească tot timpul. Deci după un anumit nivel, după ce faci câțiva ani Aikido, poți să te gândești că un tai sabachi înseamnă și o eschivă într-o parte, da? Da? De exemplu. Da? Este o eschivă foarte bună. Aia nu prea seamănă tai sabachi, da? Dar este făcută în spiritul principiilor Aikido-ului, da? Deci aceste lucruri sunt, nu numai că nu sunt interzise, dar sunt chiar permise în Aikido. Deci toată lumea a avut o bună vreme ideea că numai așa se poate face, da? Da? Sau așa, da? Nu e bine. Nu e bine de ce? Pentru că tai sabachi făcut în felul acesta foarte puternic, are tendința să mă dezechilibreze. Da? Da? Deci totul trebuie făcut cu măsură. Cum de asemenea, în Aikido nu s-a spus, se spune mereu la început, nu trebuie să sar, trebuie ca picioarele să se miște, da? Aproape de sol. Da? Deci, se poate și să sări, și o minuție. Da? Deci, folosesc săritura ca să împing o inerție mai mare partenerului meu. Atât timp cât aceste mișcări sunt controlate, sunt bune. Cât timp ele sunt în armonie cu partenerul, sunt bune. Când ele fac ca să ne mișcăm fiecare separat, nu mai sunt bune. Ushiro, da? O formă din spate fixă, da? Prinsă bine, da? Partenerul m-a prins bine de tot, da? Partenerul te ține bine din spate. Nu lucrez cu mâinile, da? Nu este, că așa nu pot să descoz, da? N-am cum. Da? Ții cu șoldurile, da? Așa e complicat să fac, da?
Hai, scoate ginerii din prindere peste brațe din spate. Deci, poți să vin aici, da? Da? Sau poți să pini mâna de dincoace, da? Această priză, da? Încercați, da? Prinde laterală. Hai! Da? Știi să bag? Să mă, că m-a prins cu mâinile aici, nu pot să ajung la partener, da? Hei! Dar de ce am făcut? Hai! Mâinile stau jos, da? Nu pot să le ridic. Da? Trebuie să mă mișc, da? Deci nu așa, da? Nu așa, da? Nu așa. Și tranșa angulare. Din spate. Mă, nu, ca lumea, nu așa. Așa. Da? Hei! Deci trebuie în momentul în care mă prinde, da? Am și dus un picior în față, da? Da? Se spune, deci, bine, bine, și de unde știu când mă prinde? Dacă n-am simțit mâine, da? Tare, da? Hei! Da? Încă o dată. Da? Te-a aruncat pe braț, da? Sau cu tihinezi.
sau în partea asta, altă, poate și ne-ai, da? Dacă vreau să le iau ușor, da? Yotoshi sau? Sunt Yotoshi, hai. Eu îl aduc aici, da? Și arunc, da? Încolo, da? Nu e așa, da? Centrul de greutate. Da? Deci schimb centrul de greutate. Da? Deci dacă fac așa, ridic, înseamnă că ridic în brațe, da? Da? Deci îl las, da? Uite, da? Hai. Da? Aici. Nu, deci depinde de mână, da? Deci. Ține bine, da? Da? Îl pot arunca pe partea, da? Hai! Bine, dintr-o parte, da? Prinde ca toate riotitori. Mâinile pe el, da? Asta este forma grea, după părerea mea. Da? Asta e. Dar de ce spun că e grea? Pentru că trebuie să-i scot brațul, da? De aici, da?
De aici, da? Ține bine, da? Voi scoate greu brațul de aici. Da, brațul este ușor aici, da? Uite. Da? Mult mai ușor. Hai. Ia cu hamii. Da? Ai hamii. Da? Deci, cu un obiect care poate să fie un lemn, un băț, un pix, un stilo, da? Fără nimic, doar dacă îmi închipui, da? Da? Ia cu. Hai. Ia. Da? Cu elementul, da? Ia. Hai. Ia. Hai. Hai. Trebuie să nu ca singur. Am facem de serviciu, de serviciu, da? Aici. Nu vedeam mai mult. Mâine dimineață la ora 8:30 vor fi tehnicile de baston și ceva tehnici de sabie sau iai de voi. Construiți la orice tehnică de aici. Sabia nu vine aici, da? Ia uitați-vă de ce nu vine acolo. Da? Deci dacă aduce mâinile pe spate, da? Da? L-am blocat. Lovește. Da? Deci sabia vine aici, da? Cel mult orizontal, da? Puțin, puțin înclinat în sus. Deci. Da? Thank you.
Hadi hadi hadi. Geri. Bon, yeme. Toată lumea așa, în poziția asta. Spatele drept, capul sus. Încet. Și. Când sunt, fac o tehnică din picioare, dunea sabia se oprește aici, da? Nu aici. La tehnicile de jos, da? Da? Abia se oprește aici, da? Jos, curge, da? Deci. Shomensuki. Ați folosit tehnica aceasta, da? Da? Așa pot să am probleme. Da? Da? Sau? Deci, facem această mișcare. 1. 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Da, de aici ușor mă duc în șomenuci. Thank you.
muncesc, lucră, da? Deci nu așa, nu așa. O să vezi că la eu comand sunt două forme. Deci eu comand de sus, da? Deci eu comand de jos, da? Deci facem doar de sus, da? Deci. Ne rog, nu. Ea este în felul acesta, da? Stai puțin, da? Deci lovitura nu este așa, da? Poate fi și așa, da? De obicei lovitura este așa, da? Oblică, da? Eu comand, da? Sau. Deci. Hai. Eu comand, da? Deci sabia stă aici, în partea stângă, da? Pentru ca să pot să o armez oricând, da? Dacă e bochen, fac această mișcare. Da? Foarte bine extins aici. Deci nu așa, nu așa, da? Da? Picior din față. Să meargă singur, da? Da? Asta e mâna importantă, da? Hai, Eric. Da? Deci ea? În ea n-am putere, da? Pot face aceste exerciții, da? Ca să întăresc mâna, da? Mâna stângă, da? Această mișcare îmi extinde, mă învață să extind chiul, da? Da? Încercăm cu toții, da? Prin sabia de capăt, cât mai de capăt, da? Armez. O vezi, da? Cu o mână și cu cealaltă. Hai! Trepurile pe care le știm de la tehnicile clasice. Dacă vom studia tehnici de sabie din alt stil, cum se va întâmpla astăzi din Iaido, da? Deci, vom vedea că acolo regulile sunt alte. Asta nu înseamnă că ele nu au un fond comun, foarte important, motiv pentru care noi și studiem aceste tehnici de Iaido, care ne ajută să ne perfecționăm tehnicile de sabie din Aikido. Foarte important aspectul, deci, aspectul marțial, da? E vorba de spiritul în care lucrezi. O astfel de, un astfel de salut, da? Îl desconsideră pe partea mea. Da? Este înseamnă lipsă de respect. Deci nu este permis, da? Nu vreau să o chestie de astea, da? Nu sunt permis. Asta fac impresie proastă celui care se va lupta cu mine. Sigur, eu pot să fac, eu sunt liber să fac orice. Poți să și scuip, dacă vreau, da? Dar încă o dată spun, gândește marțialitatea. Fără marțialitate nu se poate. Deci e vorba de o artă marțială, da? Nu este, este de o metodă de a omorâ oameni. Putem omorâ oameni e mult mai ușor decât cu sabia. Mitraliere, tunuri, rachete, tancuri. E vorba despre o artă marțială. Noi trebuie să respectăm tradiția. Spiritul în care a fost creată această artă. Da? Așa, într-o poziție fermă, da? Și în momentul ăsta sunt gata de luptă.
câteva tehnici elementare privind atacuri și apărare. Vă să vă duceam de șomenuci. Da? Șomenuci, da? Vezi că dacă stau în această poziție, este greu să execuți șomenuci. Va trebui să arunci sabia, da? Ceea ce făceam mai înainte, da? Da? Stai acolo, da? 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 Arunc sabia, da? Pentru că altfel nu pot, nu? Da? Da? Intru în sabia lui. Deci vom face această mișcare întâi, da? 1, 2. Da? 1, 2, da? 1, 2, da? Hai, hai! Partea mea o stă în... Voi intra în partea dreaptă, ducând sabia pe aici, lovind, da? De ce așa și de ce așa? E simplu, da? Dacă nu mă mișc suficient de repede, da? Da? Trebuie să-mi tai umărul, da? Sabia mă protejează. Da? Dacă nu m-aș mișca suficient de repede, da? Lovește. Da? Îmi tai umărul, da? Lovește. În partea asta altă, da? Dacă m-aș mișca cu altă cu sabia, de asemenea poți să-mi tai umărul, da? Atunci sabia trebuie să mă protejeze, da? Deci, cele două forme. 1. 2. 1. 2. Da? Hai. Cu grijă, nu care asta este. Da? Deci tu ce sabia pe aici, da? Din coace nu este așa. Da? Din coace sabia merge aici, trece peste cap și lovește, da? Da? Da, ceva. Hai. Tu în stânga. Da? Lovezi în dreapta, da? Sabia nu trece peste cap. Mă duc în dreapta, da? Lovezi în dreapta, sabia trece peste cap. Trece peste cap ca să pot lovi din dreapta, da? Din coace nu e nevoie, da? Este foarte important lucru. Eu nu pot să dai niciodată așa, da? Și numai așa. Da? Dacă mă gândesc la treaba asta și încerc de fiecare dată când se înlovesc să-l tai, deci vedea că va ieși lovitura, da? Da? Hai. Gândiți-vă la treaba asta, da? Tai numai așa, da? Știu că asta e și învățat. Repede un pas într-o parte și atunci voi folosi, da, o tehnică de sabie ca să îndepărtez atacul, să-mi fac lovitura, da? Deci.
Încet, da? Ce? Hai, ușor, da? Stau direct, da? Da? Deci, marcajul, această marcare, da? Deci, o, doi, da? Poți să-l vezi de prima dată, nu? Face un exercițiu, da? Mix. El lovește și se apără, eu lovesc și mă apăr, da? Deci, 1, 2, 1, De obicei, da, trebuie să vrem cu sabia deasupra lui, da? Da? Hai, 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 hai! Da? Nu doar! Hai, 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 hai! Deci... Se trebuie să fie de control, vedeți, da?
Stai și aici. Deci nu se poate apropia, da? Hai. Eu voi simula un cookie, da, la față. Da? Da? Vă voi o lovitură, da? Pe spalarea lui. Da? Deci... Este o formă de a-l păcăli, de a ieși din gardă, da? Ha! Deci el, mișcarea lui este să scoată lovitura de tuchi, da? Tuchi, da? Da? E deschis aici, imediat, da? Ha, încercăm ușor, da? Da? Fac tuchi, da? În felul acesta, da? Da? Peste s-ar putea de-a lui, da? Dacă aș fi încoace aici, din partea asta, altă, cum s-a făcut, da? Da? Deci aș face așa, da? Da? Peste el, da? Da? Încoace fac aici, da? Da? N-are importanță, da? În ce parte sunt? Important este ca tot timpul să fii deasupra lui, da? Dincoace. Da? Dincoace. Da? Același lucru. Deci, ori sunt aici, aici, tuchii. Aici, da? Ori sunt nicoate și tuchii. Aici, da? Hai! Comportă-te normal, da? Nu gândi că ce vreau eu să fac. Tu nu știi, da? Bă, ce fac eu când tu vrei să-mi bagi sabia în gât, da? Da? Automat este să o scot, nu? Dacă faci clubul gerător. Da? O scot de afară, zici. Da? Nu o să fac așa, da? Așa. Pe care să o crufie. Da? Deci, instinctiv, mâna când... Lasă sabia jos. Dacă cineva vrea să mă lovească pe neașteptare, da? Nu, pum, da? Fac, da? Deci asta fac, da? Într-o parte mi-a dat și încerc, da? Să blochez, da? Așa și să lovești cu sabie. Nu altă. Da? Deci, lovește. Da? Cu cât e mai neașteptată, cu atât efectul meu, deci, mișcarea mea e mai puternică, da? Și sabia mea se duce mai mult într-o parte. Pe asta se bazează această tehnică. Da? Stai, da? Deci eu fac, stai așa. Cam aia, da? El automat atacă, da? Automat, da? Scoate afară. Da? Lovește, da? Da? Hai. Lovește. Nu. Deci mișcarea este, da? Mișcarea este, da? 1, 2, da? Este în continuare, da? Deci eu atac, da? Deci hai să... Partea asta. Da? Încă o dată, da? Da? Deci, mișcarea mea firească este să scot sabia afară, da? Nu, dar nu, trebuie să fii fulgerător, trebuie să văd abilind, da? Fulgerător. Da? Așa nu-i bine, da? Lovește, da? Mă poate lovi așa, da? Gândim dacă el aruncă, da? Lovitura. Da? Îl țin foarte tare, da? Că el nu poate arunca mai mult de atât, da? Da?
poartă. Sabia este orizontală, da? Orizontală. Vine pe aici. Lovesc. Sus. Aduc piciorul stâng în față. Duc drept înapoi. Întorc teaca orizontal. Sabia orizontal. Da? Teaca vertical. Cobor. Sus, aduc piciorul drept în față. Încă o dată. De voi. Nu așa. Da? Aici. Piciorul. Piciorul nu așa. Și așa, da? Sabia nu merge pe aici. Da? Merge pe aici, da? Jos, nu aici. Aici. Ca și cum ar curge în fine prelungirea mâinilor. Da? Nu așa. Ce așa. Aici nu mă ridic. Da? Aici mă apropii. Orizontal și teaca și sabia, da? Acum se întorc vertical. Și cum sabia ar fi într-un arț aici, însă, da? Și când scapă taie, da? Deci nu este o mișcare de complezență. Da? Deci nu este o mișcare așa, da? Asta nu înseamnă nimic. Da? Da? Nu aici. Da? Nu așa. Da? Aici, da? Nu aici. Da? Nu așa. Da? Ca și mi-aș tăia, da? Vârful părului, da? Ce-ar picior de bea. Bun. Următoare.
încă o dată. Mai încet, mai împreună, patru mea, hai! O clipă să-mi așez asta. A, deci mă uit în stânga, cu piciorul stâng înainte, da? Apropii pe dreptul. Lovesc oblic. Hai. Da? Asta e ideea, da? El e în stânga mea, da? În stânga mea, da? Ce? Da? De jos e același lucru. Încerc. Katana. Asta este ideea, da? Deci intru, mă apăr, da? Păi lovesc. Totul este orizontal aici, da? Da? Acum o întorc. Acum cobor, da? Da? Deci mișcarea asta, asta de aici, nu este, da? Nu este o balansare, da? Nu e așa. Nu e așa, da? A patra presupune că am un partener în față și un partener în spate, da? Deci el nu pornește, deci a patra gata nu pornește în această poziție, ci din această poziție, da? Da? Prima mișcare, da? A doua. Încă o dată. Da? Da?
voi.